Viața din culise a Olgăi Busuioc este una la fel de frumoasă ca și cea de pe scenă. Chiar dacă pentru unii acesta este un mister, Olga demonstrează că poate să îmbine perfect cariera și familia. Îi reușește! Dificili amori, imposibili amori, ma perché? Foarte plină, foarte plină cu de toate, cu evenimente, cu plecări, călătorii, deci este colorată. Știu că am viață personală, dar am și viață profesională și încerc să le îmbin, să nu sufere una sau alta. Chiar întotdeauna, majoritatea interviurilor spun că eu sunt o femeie obișnuită. Shopping-ul pentru mine este o necesitate, de fapt, nu este un capriciu. Terapia pentru mine este să petrec timpul cu cei dragi, cu familia, să vorbesc cu ei, să am timp, de fapt, pentru mine. Asta este o terapie. Shoppingul, o necesitate. În primul rând vreau să spun că eu țin foarte mult la tot ce am, tot ce este a meu, pentru că, în general, pun accent pe individualitate. Deci îmi plac piesele handmade, cu sute de mine sau prefăcute de mine. Deci foarte greu mai despart cu ele. Eu întotdeauna spun că haina poartă o istorie, deci haina îți poartă energia. De ce cu greu am renunțat la ceea ce am ținut foarte mult. Mie îmi place să primesc oaspeți foarte mult și să gătesc pentru ei, exact. Pentru că noi nu avem foarte mulți prieteni. Eu, în general, iar vorbim zilele astea cu soțul meu, uite, noi nu avem foarte mulți prieteni, avem puțini, dar foarte buni. Și uite că pentru ei, în primul rând, pentru că am foarte puțin timp și sunt foarte puțin timp acasă, deci pentru mine este o sărbătoare să stau la bucătărie, să-mi pun șorțul și să gătesc ceva mai special. Toți prietenii știu că eu gătesc tartele foarte bine, de tot ce este ține de cuptor. Eu consider că o femeie de succes trebuie să fie o bună gospodină, o bună mamă, o femeie care stă bine pe picioare, lucrează asupra ei, are o carieră de succes, o femeie care citește, o femeie care călătorește și așa mai departe. O femeie care arată bine nu doar în public, dar și acasă. În primul rând, niciodată nu m-am considerat celebră și eu întotdeauna am pus accent pe modestie, de fapt. Cuplul nostru este... Știi cum, la baza lui stau multe, multe ingrediente, dintre care respectul și încrederea. Multe momente care ne fac să prețuim tot mai mult. Nu avem careva momente de astea dubioase sau... Nu știu. Mai mult, soprana consideră că celebritatea nu poate afecta un cuplu, îndeosebi atunci când aceștia vin din aceeași sferă. Pentru mine este mai importantă familia și sigur noi ne dorim copii și ar fi, știi cum, familia, de fapt copilul ar lua locul carierei pentru un timp, normal, dar eu... Nu știu, mă consider sau de fapt sunt o femeie foarte puternică și cred că aș putea și pe scenă însărcinată și să mă bucur și să savurez pentru publicul, pentru că publicul iubește personajul, dar și personalitatea ta, știi? O femeie fericită e o femeie ce iubește. Da, sunt fericită, foarte fericită, în primul rând pentru că sunt sănătoasă și tot ce-i dragi mie sunt sănătoși și cât de posibil alături de mine. Da. Pentru mine fericirea este în primul rând și uite cu litere mari vreau să spun că este echilibru. Echilibru în tot ceea ce fac. În meseria mea, în viața mea personală, încerc să fie soțul cât mai mult alături de mine, acolo, dacă este necesar, părinții mei, rudele mele. Echilibru cu mine, de fapt, să mă simt eu bine în pielea mea și sunt fericită cu ceea ce am. Sigur că pentru echilibru și fericire totală, noi avem nevoie de copii și cred că când o să fie momentul, o să fim de 100 de ori mai fericiți.